Salutare, dragi prieteni, bun găsit la un nou video din viața de navigator, un pescuit pe sălbatic, prieteni. Suntem pe vapor în Suedia, am ajuns acum câteva ore, am lăsat ancora, suntem în ancora aici pentru cel puțin o săptămână din câte informații am. Și bineînțeles, prieteni, este ora 5 fix și am venit la pescuit. Mi-am pregătit, bucătarul de fapt mi-a pregătit, i-am zis de cu ziua, zic, băi, îmi pregătești niște cărniță de porc, da? Ia uite, mi-a pregătit carne aici, a decongelat-o, pentru că la noi toată carnea e congelată. Mi-a decongelat câteva bucățele de porc și vreau să dau prieteni, poate prindem iar rechin, știți bine că pasiunea mea și norocul meu să prind rechin, prieteni. Însă colegul meu, șeful de echipaj, a fost mai rapid ca mine și a prins niște pești. Ia, uitați, prieteni, ăștia deja au furat startul la pescuit aici, mă. Păi ce am făcut? Mi-am zis că-s primul la ora 5 și când încolo alții pescuiesc aici. Ia uite, au și prins pește. Ce e ăsta, bă, oblete, ce e? Hamsie, ce naiba o fi asta, mă? Ia. Bă, dar nimeni aici. A, uite, mă, ce-a lăsat-o pe asta aici acasă. Să nu-i plece cu totul. Asta e sigur șeful de echipaj. A prins doi peștișori. Și bă, mai mare rușine, mă, cu peștii, mă. Stai să vezi acum ce prindem noi. Apa e bună, bună. Nu e măloasă, nu e nimic, nu e tulbure. Hai să vezi ce prindem noi acum aici. Hai să începem activitatea. Peștii, el s-a oferit să mi dea mie. Unul dintre ei mi l-a pus în cărlic. Am dat în pupa navei, însă nu am prins nimic la el. Și mai am încă unul singur, nu știu ce pește este ăsta. O sardină, cred că sardină, prieteni. Ca o sardină arată, da? Și mai am unul. Vreau să încerc și la ăsta, să-l pun în cărlic. Dacă e să mi-l fure sau să-l scap, voi trece la cărnița de porc. Aștept și să se însereze. O să fie o partidă lungă de pescuit, pentru că vreau să pescuiesc și seara. Mâine începe weekendul și începe în pescuit în forță, dar în seara asta vreau să pescuiesc, poate cine știe, prieteni, prindem și ceva pește bun, să mâncăm și noi pește proaspăt, pentru că n-am mâncat la navă pește proaspăt de când am venit. Așadar, începe o partidă de pescuit, prieteni, sperăm să prindem și pește frumos de mâncat. Așadar, hai să începem acest video de pescuit. Aici am țaparina, prieteni. Am încercat la țaparină, încerc în continuare, dar nu vrea să se agațe nimic. Am țaparină și de noapte și de zi, are și fosfor pe ea. Vedem, poate de seară o să dea ceva rezultate mai bune. Nu știu dacă se vede, dar sunt și foarte multe meduze, una chiar acolo. Nu știu dacă se vede lângă navă, dar am văzut mai devreme, când am ajuns noi, foarte, foarte multe meduze în zona aici. Deci nu știu dacă stă peștele pe aici printre meduzele astea, dar noi vom încerca. Încercăm să prindem. La peștele ăla, nu știu, dar nu prea am eu șanse, nu prea mă aștept eu să prind la pește. Dar când scot eu cărniza de porc, prieteni, n-are cum să nu-mi treagă la aia. Așa că mai exersăm aici, facem antrenament la țaparină și vedem
E, colegul nostru, dacă a prins ceva, peștișor mic, înseamnă că e pe aici. Și unde e peștele ăla mic, e și pește mai mare. Că ăla mare stă la pândă, nu? Dar încă este zi afară. Soarele e sus pe cer. Aici foarte scurtă este noaptea. Așadar, diseară vom avea mult timp disponibil. Chiar dacă este frig aici, acum sunt vreo 20 de grade, dar noaptea se înălță 0 grade. Nu, 10 grade, pardon, mă scuzați. 10 grade, că ne-am uitat deja pe prognoza meteo. Și ne îmbrăcăm noi bine, stăm, noi rezistăm, îl aducem și pe Claudiu să ne monteze un proiector, ceva să bată în apă, dacă nu proiectoarele de pe comandă. Vedem noi ce facem ca să prindem pește, prieteni, mâine să mâncăm și noi la navă ceva proaspăt și bun. Dăm și mai între ape și pe fund. Aici are 40-45 de metri sunt adâncimea, prieteni, plus 10 metri cât este de la navă, de aici, de pe punte până jos, încă vreo 10-12 metri, 15, nu știu exact. Deci cam 60 de metri de aici și până pe fundul apei. Dar avem nylon suficient, nu-i problemă. Numai să dăm noi de pește. Deci n-am fost porcul și imediat. Nu l-am agățat. S-a nimic, nici bine am pus carnea de porc ca și trează. Copil? Numai ce am schimbat carnea de porc. Da? Prietene, am schimbat de pe pește, pe carne de porc. Și imediat cum am pus carnea de porc, am pus-o pe fundul apei. Și imediat mi-a tras, prietene. Acum nu știu, am lăsat-o iar, n-am înțepat peștele. Și am lăsat iar să văd dacă mai trage, dar nu cred că nu mai trage. Și presupun faptul că nu mai am carnea de porc în crălic, probabil mi-a furat-o. Dar mai aștept să văd, poate începe să tragă. Dar asta e un semn bun, că a tras la carne de porc, înseamnă că este pește pe fund care mănâncă orice, cum este și rechinul, da? Așa că hai să vedem, poate prindem. Dar nu l-am agățat. Și vreau să scot, să mă asigur că este momeala acolo și stă bine încredic. Și după aia lăsăm pe fund iar. Mai ales că acum vine și seara, începe peștele să mănânce. Am o problemă cu nylonul. Am un nylon foarte bun, el este un nylon foarte, foarte bun, îl folosesc și pescuitul la crab. Problema e că data trecută când am pescuit în apă sărată, prieten, și-a luat forma tamburului, prieten, s-a arcuit tot firul. El este bun, dar nu este pentru apă sărată, n-am știut, acum am aflat și eu. Toată lumea îl folosește pentru pescuitul la crab, nu pescuitul marin. Dar mai am o rolă de nylon pe care o folosesc la țaparină. Și deși am folosit, nu data trecută n-am folosit-o, sunt curios cum o să fie data viitoare după această partidă de pescuit. Dacă și acela se încrețește la crab. Dar mă aștept să prind pește, prieteni, pentru că trage pe fund și asta e bine. Prieteni, am
prins pește la țaparină. Vai, 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 ce aici? Prieteni, am prins pește, am dat de pământ. 2, 4, unul a căzut în apă. Unul a căzut în apă, prieteni. Al doilea a căzut în apă. Și patru pe mal. Jur, sper să se vadă. 3 aici, unul acolo și 2 au căzut în apă, prieteni. Mamă, deci prima dată am prins unul și după aia s-a încățat. Asta e macrou, sigur. Stai să nu mi-o fac pe varză. Mamă, am dat de banc, prieteni. Am dat de banc, de macrou. Cam micuți, dar bun și ăștia. Mamă, deci s-a văzut și ăsta, da? Sper că s-a văzut pe cameră cum i-am scos. Păcat că 2 au căzut în apă, 6 bucăți aveam odată. Wow, trebuie să-mi iau și o cârpă să mă șterg că n-am aici. Mamă, poate i-a venit bancul aici, aproape, și prindem în continuu. Ia să vedem. Asta este peștele prins de șeful de echipaj și ăsta e prins de mine. Da? Sper că se vede că e unul mai plinuț ca ălalalt. Da? Și ăsta viu. Dar nu sunt la fel. Ăsta e macrou, sigur. Da? Ia să vedem, poate mai prindem. O, mi-am adus o bericică. Cum a început să treacă? Am prins iar, prieteni. Da. Ia uitați acolo. Se vede, chiar dacă e unul singur. Ia? Asta e micuț. Asta chiar e micuț. Dar e bun, vedem. Îl prăjim, îl punem la bucătură pentru a prinde alții mai mari. Vedem noi ce facem până la urmă. Ia că m-am agățat și pe mine cu țaparinele astea. Așa. Ia să-l punem și pe ăsta acolo. Așa. Hai că începe producția. Gata, prieteni, la fix când am venit la masă, am prins pește. Da, e pește. Orhane, da. Vino, mă, am prins. Gata? Gata, uite mă ce am venit de la masă. Ia uite-le. Ia uite. La carne de porc. Ai, îi place porcul. Mi-am prins, ia uite, și macrou acolo. Ia uite. Uite-mă, uite-mă. Atât de mari sunt ăsta aici. Păi trebuia să-i să aduc după, mă. Abia îi vezi, a? Da. Este, mă, dar e ceva mic, mă. Cred că rechinul. Ia rechin. Ai și tu pe țacă ceva, un mincioc să-i scoate? Da! O, de ce te faci? Da! Bă, mă doar să-mi văd, zic că ai bun. Vezi că zic că vreau. A, da? În spate. A! Hai la mă, hai! Bă, vreau să-l văd, mă, ca să știu ce e, dacă e rechin sau dacă e altceva.
node. Mamă, mamă, ca mai cârș, mă. Ce am făcut ca mai cârș? Pare destul de mare, da. Bă! E rechină, mă. Iar ai. Asta e mai mare. Bă, e rechină, dar e mai mare. Mai putea să mare. Ce-ți mai place porcul? Mamă, e mai mare ăsta. Vreau să nu scăpi în apă, atât. Asta e, la banii tăi. Filmează-l, măcar să... Stai că Dani nu știu dacă se vede. Mamă, ce mă taie la mână. Bă, ăsta e mai mare ca ăla. Mamă, bă, dar e mai frumos ca ăla și mai mare. Bă, al dracu frumos e. Dacă asta înseamnă frumos pentru tine... Rechin frumos, mă! E frumos în draci. Stai să vedem cum îi scos cărligul cu tot cu degete. Bă, stai cu ăsta, mă mușc. Îți dai seama cât te mușc. Sau poate îi place doar porcul, mă. Mamă. Filmează-mă aici să se văd. Stai cum mai zicea unii, că mamă ce la pasă pe stomac! Ești curajos, da, eu aruncam mai ăla. Ha? Ia uite, mă! Mamă, mamă! Ce mă, ți-e frică de el? Nu, mă! Cum să nu fie frică? Ia uite-l! Ia! Vino, mă, să mă filmezi de aproape, unde fugi? Cum? Ți-e frică, unde fugi? Mamă, ce frumos e! Bă, pe ăsta ce facem? Îl mâncăm? Da, mă! Ha? Îl bagi la bagaj! Bă, m-a rugat tot un comentarii, și că te rog frumos, adu și mie un rechin din ăla! Bă, dar ce... Mamă, ăsta are ochi normal, mă, de pește, nu așa vrăjeală! Mamă! Ce, bă, nu mai pune! E frică! Ce facem? Îl mâncăm ăsta sau? Ha? Eu zic să-i dai drumul la baltă, că se enervează pe tine! Catch and release. Catch and release facem. Ia mă jură ăștia în comentarii acolo că... Ăsta e emergency release. Hai mă să îi dăm drumul lui săracul ăsta. Se mai mișcă. Ha? Se mișcă mă, imediat stai să vezi cum. Hai, du-te tată. Auzi, rachetă. Da, ia uite, rachetă. Își revine mă. L-ai ținut prea mult. Nu mă, își revine, uite, dă din coadă. Până intră apă la branhi, după aia fuge. Zici că-i bine. Da, să vezi ce o ia la goană. Ia uite mă ce și-a revenit. Ia uite ce se duce ca în Titanic și-a revenit. Și-a revenit mă, gata. A? E revenit pe fundul vapor, pe fundul apei. Da mă, zic eu mă, că intră apă la branhi și după aia o întind. Gata. Uite, s-a dus, ai văzut? Poveste. Ce-o rechin, mă? Bravo. Ăla-i la 50 de kg. Ia să vă fac o poză. Am luat la 50 de kg în sus. Să nu vă scos creastă. Gata, prieteni, partida de pescuit pe ziua de azi. Nu știu dacă se vede, dar a pus soarele. Și începe să fie și friguleț afară. Tocmai de asta, prieteni, mi-am strâns și mă duc la cabină. N-am mai prins nimic de la ora 6 și ceva, acum este ora 9 și un sfert, abia apune soarele. Așadar, o să mă duc la cabină și mai ieșim și mâine. Mâine, sâmbătă, venim mai devreme, de la 3 la pescuit, duminică, chiar după ora 12, putem să venim la pescuit, pentru că atunci terminăm programul de muncă. Văd că ceva joacă, nu, cred, la curent joacă pe suprafața apei.
Așadar, până data viitoare, prieteni, fire întinsă la toată lumea, abia aștept să ajung acasă să înceapă sezonul de pescuit la Crab Sălbatic. Undeva în iunie, pe 8-9 iunie, ceva de genul, începe sezonul, se termină prohibiția, pentru că acum peștele depune icrele. Așadar, până data viitoare, fire întinsă și vânt din pupa, ne revedem cu un nou video din viața de navigator.